Formațiunea condusă de Victor Ponta prinde teren la Botoșani și din ce în ce mai mulți oameni își pun încrederea în politicienii de la Pro-România. Partidul înființat în urmă cu 2 ani de fostul premier al României va trimite 2 oameni să ne reprezinte interesele la Bruxelles. Dacă la nivel de țară Pro-România a obținut 6,6% dintre voturile românilor, la Botoșani procentul a fost de 8,49%. Dar cel mai bun rezultat obținut într-o localitate în țară s-a înregistrat la Pomârla, unde 51,7% dintre locuitorii cu drept de vot au pus ștampila pe candidații Pro-România. Rezultatul deosebit nu a fost trecut cu vederea de liderul Victor Ponta. Ați avut cel mai bun scor? Cel mai bun scor, da. Da. Într-o comună? Absolut, da. Nu mai este nicio localitate cu un asemenea scor. Nu. Da, da. Colegialitate și apreciere, da, din partea colegilor. Domnul președinte Victor Ponta a menționat rezultatul domnului primar, l-a felicitat pentru rezultat și, bineînțeles, a felicitat și toată organizația, pentru că, așa cum am spus și data trecută, avem procentul cel mai mare la nivel de Moldova. Între timp, parlamentarii din România, ai formațiunii conduse de Victor Ponta, au activitate intensă. În această săptămână, parlamentarii din grupul parlamentar Pro-Europa au inițiat un proiect de lege prin care să fie introdus votul electronic. Dacă luni am discutat și am chemat specialiști, noi avem un specialist la Pro-România care coordonează acest lucru și se numește Augustin Gianu. El, știți, a fost și ministru la telecomunicații. Deci luni am discutat, a prezentat proiectul. Miercuri am depus inițiativa legislativă privind votul electronic. Deputatul Mihaela Hunca a amintit și de întâlnirea cu președintele Klaus Iohannis, la care a participat și în cadrul căreia au avut loc consultările privind implementarea în Constituție a rezultatelor referendumului de pe 26 mai. Grupul nostru, Pro-Europa și implicit Partidul Pro-România, susține implementarea rezultatelor referendumului, dar în plus am venit și cu alte propuneri, și anume să se stipuleze și o prevedere prin care să România este membră a Uniunii Europene și a NATO. Apoi considerăm că în Constituție trebuie să se garanteze dreptul la vot atât a cetățenilor români din țară, cât și a celor din străinătate. Totodată s-a mai cerut să fie clarificat în Constituție termenul de încălcări grave. Și asta, spune deputatul Pro-România, pentru a se evita numeroasele sesizări făcute la Curtea Constituțională.